din nou recuperează jucătorul danez. Holding, dribbling, sub la poartă. Excelentă intervenție a portarului Iorgule. O lovitură de colț pentru echipa Danemarcii. Acesta este Sorensen care va executa. Publicul din nou aplaudă la scenă deschisă, trezindu-se parcă dintr-un somn la această bună fază a echipei daneze. Șut la poartă și gol! Greșeală apărării noastre, 1-0 pentru Danemarca. Mauritsen este autorul acestui gol. A plutit spre minge portarul nostru Iorgulescu, dar șutul a fost imparabil. Atacă echipei noastre și gol! Gol, stimați ascultători, chiar în momentul în care am intrat în emisie, autorul golului, Sandu Mircea, care a intrat după pauză. Lucescu, centrare. Sandu Mircea a adus egalitate pentru echipa noastră. Sandu Mircea, cu numărul 16, a luat locul lui Kun. O repriză în general echilibrată, cu atacuri însă mai multe ale echipei daneze, șut la poarta lui Bălon de la distanță, cu atacuri mai numeroase ale echipei daneze, care a jucat ceva mai simplu, direct pe poartă și a reușit să fructifice la una din faze. Iată, din nou Sandu Mircea fructificând o fază, șut la poartă și gol! Sandu Mircea devine eroul acestei partide, 2-1 pentru echipa României, la o greșeală a fundașilor danezi. Sandu Mircea bucurându-se pentru acest gol. Publicul încă comentează această fază, nu este acea tăcere de plină după gol, a fost o gravă greșeală a apărătorilor danezi, așa cum și noi am greșit la gol în prima repriză și Sandu Mircea înscrie acum.